niciodată în Târgu Neamț nu o să fie presiune până când nu se reface sau remediază conducta de la Preotești, Târgu Neamț. La Preotești sunt puțuri mai mult decât suficiente să dea la tot județul, nu numai. Să merge numai cu două puțuri. De ce? Pentru că dacă pompează mai mult, explodează conducta. Deci degeaba de tot lamentăm în fiecare zi că ne dăm, că ne facem. Singurul lucru care trebuie făcut este sursa de finanțare pentru coloana Preotești, numai până la Răucești aici, până pe Islaz, că de la Islaz îmi face încă conducta este bună și se poate lucra. Deci asta trebuie urmărit, trebuie făcut. Așa ca să vorbim degeaba, că din auto până acum, s-o făcut ceva, s-o făcut un demers. Concret, domne, în luna mai, o să avem finanțare și ne apucăm treabă de făcut ceva. Dar eu dau dreptate, că eu sunt de aici și am lucrat în treaba. Degeaba vorbim că este secetă. Secetă este și, într-adevăr, puțurile de la Luca sunt afectate de secetă. Dar dacă noi aveam coloana Preotești, Răucești sau Preotești până la bazinul de apă bună, aveam apă să dăm până la Pipiric și mai departe. Deci aici este toată problema. În legătură cu mânul care există în rețea. Există mânul în rețea datorită faptului că și în ziua de azi noi mergem cu 80% din rețele de acum 60 de ani. S-au făcut rețele noi, dar sunt băgate în pământ și atât. Deci rețelele noi nu sunt raportate la rețea. Să fim clar. Degeaba ne ascundem. Rețeaua este în pământ, noi vinim și vorbim prostie aici. Este o rețea de la intima, nu știu de unde. Doamne, eu vă spun ce vă spun. Eu n-am nicio interes. Am venit pentru că am văzut prea multe comentarii și se vorbește în plus. Nu, trebuie făcut punctual când se face coloana Preotești-Târgu Neamț, că spunem că aducem pe apa vitală. Aducem pe dreapă, dar ăia nu trebuie să aducă coloană, doar și ei trebuie să le aducă coloană nouă până aici. Bani se găsesc. Dacă nu se găsesc, la prețul care este la apă, ar trebui să fie bani. Fără comentarii. Nu au bani să iau un credit de la bancă. Așa face un om gospodar. Și unul care are o firmă, nu are banii lui, ia bani de la bancă. Ce se poate rezolva? Dar nu așa că venim azi, ne întâlnim, pe o lună ne mai întâlnim, pe o lună cu aceleași probleme. Trebuie să fim foarte luciți în treburile. Mânul este din cauza că am băgat bani cât în încăput prin programele care au fost, dar rețelele nu sunt raportate. Și să nu vină mie cu teorie, eu pot să merg pe teren să vă arăt că nu sunt raportate. Dacă ar fi coloanele noi, nu ar mai fi mânul care este în perețea. Se lucrează, sunt țările vechi și hai să terminăm.